Vă plac plăcintele? Noi le iubim și de aceea te invit alături de mine să înveți cum se fac cele mai bune plăcinte cu cartofi. Este o rețetă foarte ușor de urmat, de aceea haideți să ne apucăm de treabă. Pentru mine este foarte important întotdeauna atunci când gătesc, când pregătesc mâncare, să fie ceva rapid, pentru că avem foarte multe lucruri care trebuie rezolvate într-o zi. Muncim foarte mult și de aceea e important pentru mine să trec cât mai repede peste această muncă, gătitul. Multe rețete încep prin a pune drojdia cu apă și puțină făină la dospit pentru 10 minute. Dar, din proprie experiență vă spun că această etapă este prea puțin importantă pentru mine. Poate că vă veți convinge și voi. De aceea voi începe prin cernerea făinii. Voi folosi 1 kg de făină. În bolul cu făină voi face o groapă în mijloc, unde voi pune 2,5 lingurițe de drojdie uscată, 1 linguriță generoasă de sare presărată pe făină și 1 linguriță de miere. Frământăm aluatul foarte bine până se desprinde de pe mâini. Pentru a nu se lipi aluatul de bol, de vas, voi turna puțin ulei, apoi îl voi pune undeva la loc călduț să stea pentru o oră la dospit. Până aluatul se dospește, ne pregătim cartofii și vom avea nevoie de 1 kg de cartofi. Eu am cartofi roșii. Îi curățăm de coajă, îi tăiem în cuburi medii și apoi îi punem la fiert în apă. Exact ca și pentru piureul de cartofi, pentru că asta vom face. Vom face un piure de cartofi, fără lapte, fără unt, fără nimic adăugat, decât sare, ceapă și boia. Aceasta va fi umplutura pentru plăcintele noastre. Adăugăm 1 linguriță generoasă de sare și acoperim cu apă. Îi punem și un capac și apoi punem totul la fiert. Până se mai fiert cartofii și se dospește aluatul, vom curăța și ceapa. O ceapă medie. Eu, din păcate, nu am decât una foarte mare. Voi folosi doar jumătate. O curățăm și apoi o vom răzui pe răzătoarea mică. Și uitați cât de bine a crescut și aluatul și a triplat dimensiunea cel puțin. Sunt încă fierbiți cartofii, îi vom toca cu acest dispozitiv de tocat cartof, de făcut piure. Compoziția de cartofi trebuie să aibă puțin mai multă sare pentru a scoate în evidență toate aromele acestei plăcinte. Voi pune acum ceapa răzuită și 1 linguriță plină de boia. Amestecăm foarte bine cartofii și apoi îi lăsăm la răci pentru a-i putea prelucra când să băgăm compoziția în plăcintă. Turnăm un pic în minus. Pentru această rețetă de plăcintă, aluatul se întinde pe blat cu ajutorul uleiului, nu cu ajutorul făinii. Apoi, cu mâna uleiată, luăm o porție de aluat. O acoperim și pe aceasta cu ulei, o întoarcem în palmă, îi facem un locșor în mijloc. Mâinile neapărat să fie foarte, foarte curate, pentru că vom lucra cu mâinile. Ne luăm din oala cu compoziția de cartofi, ne luăm o porție de cartofi și o punem în mijlocul aluatului. Marginile le aducem în mijloc. Și închidem compoziția de cartofi înăuntrul aluatului. Să fie foarte bine uns blatul de lucru, să nu ni se lipească aluatul. Presăm aluatul pe blatul de lucru cu mâinile. Și apoi, cu ajutorul sucitorului, întindem foaia de plăcintă. Prăjite în tigaie, dar în tigaia încinsă nu vom mai adăuga ulei deloc, pentru că am folosit aici pe blatul de lucru, nu mai este nevoie de alt ulei în tigaie. Hai să vadă și mama. Nu-i prea arsă? Smântână vrei? Rețeta am învățat-o de la o prietenă foarte dragă, o cheamă Maricica. Ea m-a învățat cum să fac aceste plăcinte. Iar soacra mea obișnuia să facă plăcinte cu cartofi. La noi în zonă, în schimb, se face plăcintă cu brânză și cu ceapă și mărar. Sperăm că v-a plăcut și acest video, sperăm că veți încerca această rețetă pentru că, după părerea mea, este foarte simplă și de efect. Dar eu sper să vă placă și vouă și sper că ați învățat ceva din această rețetă. Cum spuneam, este o rețetă diferită. Foaia de plăcintă se întinde cu ulei, nu cu făină, cum suntem obișnuiți. Și astfel ea iese mai fragedă, mai moale. Ce faceți? Disecați plăcinta aia acum. Noi vă mulțumim pentru vizionare și să aveți și voi poftă bună, pentru că se pare că noi avem poftă bună și multă. Și vă așteptăm și data viitoare. Nu uitați! Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre această rețetă. Spuneți-mi ce faceți voi diferit atunci când faceți plăcinte. Știu că în unele zone ale țării plăcinta este aceea umplută și băgată la cuptor în spirală, dar acestea sunt plăcintele în Maramureș. Știi ce, dragă, cum mă mângâi tu pe inimă pe mine cu plăcintele astea? Nici mama în acasă nu făcea așa cum faci. Da? Spune. Te pricep.